Micii actori au trăit adevărate emoții în încercarea de a da viață unor personaje din lumea satului. Ai avut emoții? Da, am avut, dar totul a fost bine. Ce ai interpretat? Am interpretat monologul Scufița albastră scris de Bogdan Băbărelu. Cum se înțeleg țărani de Caragiale, doamne? Și cum se înțeleg țăranii? Eu știu. Dumneavoastră ce ziceți? A avut emoții copilul de țăran? Ca la un spectacol. Fiecare cu emoțiile lui. Noi nu prea am avut, suntem obișnuiți. Unii dintre ei au reușit să demonstreze că, dincolo de bucuria participării, au un real talent interpretativ. Chiar dacă nu sunt așa modest, dar am muncit. După muncă și răsplată. Este cu atât mai important acest premiu, cu cât copiii care au jucat în această scenetă sunt debutanți. Surpriza acestei ediții a reprezentat-o însăși câștigătoarea trofeului Opinga de Aur, o bucureșteancă de numai 6 ani care a impresionat juriul cu monologul Nepoata Ștefania a început călătoria. Ce-am putin? V-a plăcut? Da! Mie îmi place teatru și am și o profesoară bună. Ai și o profesoară bună? Da. Ce știi tu despre țărani acolo în inima capitalei? Băi, țăranii muncesc pe câmp și adună grâu. Nivelul concurenților a fost extrem de ridicat pe măsura ediției respective. Am avut chiar surprize, unele extrem de plăcute. Foarte greu însă să jurizezi, pentru că nu știi niciodată dacă hotărârea pe care ai luat-o a fost cea mai înțeleaptă, cea mai bună. Festivalul Național de Teatru Școlar de la Voleni s-a desfășurat pe 6 secțiuni, cea mai numeroasă participare fiind înregistrată la învățământ gimnazial.